O nouă versiune a codului electoral a fost supusă audierilor publice la nivel parlamentar. Modificările au fost elaborate de Comisia Electorală Centrală după mai bine de 6 luni de lucru și în urma recepționării a peste 400 de propuneri. Ca bază pentru elaborarea proiectului de lege, noi am utilizat un produs, o notă analitică elaborată de un consultant național, Mariana Calugin, și un consultant internațional, Renata Tardioli. Face o trecere în revistă a tuturor recomandărilor misiunilor internaționale de observare a legilor OSCE-ODIR, tuturor recomandărilor Comisiei de la Veneția și Curții Constituționale. Deci se propune ca Comisia Electorală Centrală să fie formată din 7 persoane care, deci cu activitate permanentă. Proiectul propune de asemenea posibilitatea desfășurării alegerilor în anumite secții de votare pe parcursul a 2 zile. Adică sâmbătă și duminică. Prevederea se referă în special la secțiile de votare din diasporă, unde s-a înregistrat un flux mai mare de alegători sau unde este o secție pentru moldovenii din mai multe țări vecine. La discuția de la Parlament au participat membrii CEC, reprezentanții partidelor politice și a societății civile. Pentru mine, la articolul 8, trezește nedumeririi fraza din motive obiective în 2 zile organizarea de către, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Să nu uităm că dreptul de a stabili data alegerilor revine Parlamentului. Dacă vorbim despre diasporă, să includem aici nemijlocit. Noi nu facem legea pentru azi sau mâine, dar o facem în timp și poate să abuzeze de această prevedere. Noi suntem de acord cu faptul că votarea să fie desfășurată în 2 zile, dar mecanismul care este utilizat, care este propus ca să existe aceste motive obiective care de fapt nu sunt explicate destul de clar. Aici cred că nu suntem de acord, este o formulare interpretabilă. Noul cod va revizui și termenii cu privire la contestarea datelor sau procedurilor electorale, numărul de candidați incluși în lista unui partid politic sau bloc electoral, precum și regulamentul de finanțare a campaniei electorale. Cei prezenți la discuțiile publice au venit și cu alte propuneri. Articolul 110 din Constituția Republicii Moldova, care se referă la o organizare administrativ-teritorială, nu utilizează noțiunea de Transnistrie în paranteză, ci este localități din stânga Nistrului. Noi legiferăm o noțiune care nu este. Transnistria nu este în Constituție. Noi trebuie să înțelegem că, potrivit legii speciale din 1994, în Găgăuzie se organizează alegeri pentru organele elective ale acestei regiuni și ele cumva trebuie să fie arătate, deci care este statutul lor în structura organelor electorale din Republica Moldova. Autorii susțin că înainte de aprobare în lectură finală, documentul va fi supus consultărilor publice și se va cere inclusiv avizul Comisiei de la Veneția.